Consiliul Superior al Procurorilor se va întruni miercuri într-o ședință extraordinară pentru a propune un nou membru în Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General. Asta după ce fostul procuror DNA Mariana Alexandru și-a retras candidatura. CSP o propusese în urma unei discuții cu procuroarea din România, însă autoritățile de la București au comunicat că niciun magistrat român nu poate lua decizii legale în baza legislației unui alt stat. Am primit o scrisoare din partea Ministerului Public. Procurorul General ne-a informat că un procuror român nu poate să aplice legislația altui stat și pe teritoriul altui stat, în caz dat Moldova. Despre această scrisoare a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 2 decembrie. Noi avem și alt expert care tot nu este din Moldova, dar nu s-au stabilit așa compatibilități. Din Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General mai fac parte expertul internațional anticorupție Dragocos, fostul judecător Lidia Bulgac, precum și avocații Angela Popil și Ion Matușenko. La începutul lunii noiembrie, președintele Maia Sandu a cerut Consiliului Superior al Procurorilor să inițieze evaluarea activității procurorului general suspendat. Maia Sandu l-a acuzat pe Alexandru Stoianoglo de lipsă de rezultate, în special în dosarele de rezonanță. Stoianoglo a calificat solicitarea lui Sandu drept ilegală și neîntemeiată.